Eu am spus mai de mult. Am spus mai de mult că demisia mea din funcția de președinte executiv, în primul rând, este un act de demnitate. Și dacă vreți, mi-asum și această declarație, o mică formă de protest a mea față de faptul că consider că această decizie a instanței a fost nedreaptă. Dincolo de asta, am mai spus-o foarte limpede, nu am de gând nici să mă evapor, nici să fug din partid, rămân în continuare la dispoziția partidului, împreună cu colegii de partid, cu toată priceperea mea și cu toată expertiza mea. Lucru și cu toată autoritatea mea, lucru recunoscut și susținut de toți colegii. Și împreună, în comitetul executiv, au hotărât că, împreună cu președintele Victor Ponta, că este nevoie de cineva care să facă această muncă, de a coordona realizarea ofertei politice a PSD-ului pentru perioada 2016-2020. Acum am mai mult timp liber la dispoziție. De asemenea, îl voi sprijini în mod serios pe Andrei Dolineschi în activitățile de organizare. Voi sprijini pe primul ministru, domnul Victor Ponta, în acțiunea guvernamentală, ca și relaționare între partid și membrii PSD din guvern. De asemenea, voi fi partener cu Victor Ponta în toate relațiile cu partenerii politici, respectiv la negocierile politice care au loc în coaliție. Cam astea sunt atribuțiile care s-au stabilit atât în Comitetul Executiv Național. Veți participa la ședințe de acum încolo, ca și invitat? Dacă nu... La ce ședințe? Birou permanent. Ce? Dacă îl chemăm, noi vine. Și îl chemăm, da.